Slavă lui Dumnezeu, stai în ascultarea lucrurilor, iar slavă împăraților, stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Continuăm ce am început, dar am intitulat mesajele care urmează Dacă ați fi orb. Oh, dacă ați fi orb. O să ajungem și la acest text. Dar în această dimineață ne uităm din nou la Ioan 5:19, un text foarte, foarte important pentru ceea ce studiem. Iisus a luat din nou cuvântul și l-a zis, adevărat, adevărat, vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine, El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Ce vede. Ieri deja am vorbit, nu o să revin deasupra asta, când Domnul Iisus zice că Fiul nu poate să facă nimic, nu se referă că omul nu se poate mișca, nu poate respira dacă nu-L vede pe Tatăl făcând. Se referă la lucrările pentru care chiar au vrut să-L omoare. Da? Și Domnul Iisus spune, nu ar fi putut să facă aceste lucrări dacă mai întâi nu ar fi văzut pe Tatăl făcând. Deci fără percepția, dacă nu ar fi văzut pe Tatăl făcând, nu ar fi putut să fac aceste lucrări. E foarte important să înțelegem asta, dar o să încerc să, cum să spun, o să iau un exemplu, să zic, omenesc, pământesc, pentru că e foarte important să înțeleg ce vreau să spun. De aceea am zis roagă-te, pentru că nu este ușor să transmit ceea ce încerc să transmit. O să ajungem și la unele lucruri care o să supere pe câțiva, dar dacă te super, roagă-te pentru mine, Domnul, să mă lumineze, dacă te super asupra mea. Dar Domnul Iisus este modelul și cuvintele astea le-a zis Domnul Iisus. Dar hai să-ți iau un exemplu pământesc, o ilustrație. Când un copil se naște, când tu te-ai născut, hai să presupunem că te-ai născut în România de părinți români. Când te-ai născut, dacă prin harul lui Dumnezeu, te-ai născut perfect sănătos, da? Adică ochii erau sănătos, urechi erau sănătoase, creierul era sănătos, tot organismul tău era sănătos din punct de vedere fizic. Asta presupune că după ceva timp de creștere, da, vei fi în stare să faci lucrurile care nu puteai să le faci când erai bebeluș. De exemplu, vei putea vorbi. Când te-ai născut, nu vorbeai. Vei putea înțelege limba română când te-ai născut, chiar dacă ești român, nu înțelegeai limba română când te-ai născut. Când te-ai născut, nu puteai să alergi. Când te-ai născut, nu puteai să scrii, nu puteai să desenezi. Deși, dacă te-ai născut sănătos, toate aceste aptitudini și abilități existau în tine, dar doar la stare de potențial. Fii foarte atent la ce spun. Doar la stare de potențial. În ADN-ul tău, toate informațiile, ca să poți să alergi, ca să poți să scrii, ca trupul tău să poți să facă aceste lucruri, toate astea era codat, dar în formă de potențial. Și prin creștere, se dezvolta acest potențial în o abilitate reală. A vorbi, a scrie, a merge, a alerga. Ok. Acum, dacă iei un copil și găsești modalități
să-i dai, să-l hrănești. Adică, ca trupul fizic să se dezvolte, da? Dar izolezi acest copil încât să nu interacționeze cu alții, nici cu părinții lui. Chiar dacă ai găsit modalitate, nu știu prin, nu știu cum, să-i dai biberon și așa mai departe, dar nu are contact cu nicio ființă umană. Trupul lui ar crește fizic, dar potențialul nu s-ar manifesta. De exemplu, un copil care nu aude niciodată oameni vorbind în jurul lui, nu va vorbi limba respectivă. Chiar dacă ești român, chiar dacă este român, dacă nu aude limba română, nu va vorbi limba română, deși potențialul de a vorbi există în el. Dacă nu vede oameni care umblă pe ambele picioare, poate va continua să umble în patrulabe, cum vedem, de exemplu, în poveștile lui Mowgli sau Tarzan, pentru cei care, adică copii care au fost crescuți de animale, se comportă ca animal. Deși potențialul este acolo, dar ceea ce aduce activarea potențialului este atunci când copilul vede pe tatăl făcând, vede pe mama făcând, vede pe frații lui făcând, vede alți copii în jurul lui făcând, vorbind, cântând, mergând. Când copilul percepe asta, asta activează potențialul care este în el. Asta e foarte important. Și nu, asta cred, nu este așa greu de înțeles, da? Deci un copil n-a auzit niciodată limba română, chiar dacă este român, nu va vorbi limba română. Nu pentru că creierul lui este bolnav, nu pentru că este prost, dar pentru că până nu vede în sensul de percepție, până nu în percepția lui, nu vede, nu aude alți vorbind limba română, n-are cum să vorbească. Deși în el este abilitate să vorbească acea limbă. Foarte important. Deci când Domnul Iisus spune, fiul nu poate să facă nimic decât ce îl vede pe tatăl făcând, este un principiu atât spiritual, dar atât și în viața de zi cu zi. Ce înseamnă asta? Există lucruri care sunt în tine, în formă de potențial, dar niciodată nu vor fi activat în formă de abilități reale până tu nu vezi sau până tu nu percepi anumite lucruri. Hai să-ți dau un exemplu foarte simplu de scriptură. Pavel ajunge într-un loc unde întâlnește niște ucenici. Stă cu ei, dar la un moment dat le pune o întrebare. Și putem să ne punem întrebarea de ce l-a pus această întrebare, pentru că nu vedem că Pavel pune această întrebare de fiecare dată când se întâlnea cu ucenici. Întrebarea a fost, ați primit voi darul Duhul Sfânt când ați crezut? Și răspunsul lor a fost nici nu știm că există un Duhul Sfânt. Deci asta niște ucenici credeau în Dumnezeu, credeau în Iisus, erau ucenici, dar în percepția lor,
nu exista Duhul Sfânt. Nu exista impercepția lor. Nu exista. Îmi vine să zic, era un concept care era inexistent. Și atunci, deși erau ucenici, n-au putut beneficia de ceea ce au beneficiat alt ucenici. Nu pentru că Dumnezeu era partinitor sau are favorit și Dumnezeu n-a vrut că ei să beneficieze. Nu. Pentru că în percepția lor, acest concept, pur și simplu, nu există. Nici nu știm că există un Duhul Sfânt. Și Pavel trebuie să le vorbească și să le explice și prin cuvintele lui să deseneze o anumită percepție în mintea lor. Percepția că există. Și apoi el se roagă pentru ei. Că ei să pot primi. Pavel nu s-a rugat pentru ei înainte mai întâi să le spună despre ce vorba. Pentru că ei trebuia mai întâi să vadă, să perceapă, să priceapă. Ca să știe ce se întâmplă cu ei când Pavel se va ruga pentru ei. Da? Ca să se aștea în Faptele Apostolilor 19. Pe când Apole era în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus a ajuns la Efes, aici a întâlnit câțiva ucenici și le-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns, nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duhul Sfânt. N-am auzit. N-am văzut, n-am perceput, nici nu știu, nu există în conceptul nostru. Dar de ce pot, cu ce botez ați fost botezat, l-a zis el. Ei au răspuns cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodul lui să crede în cel ce venea după el, adică în Iisus. Deci ei credeau în Iisus, dacă au crezut ce a zis Ioan. Când au zis aceste vorbe, au fost botezat în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbea în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Până nu vezi, n-ai cum să experimentezi. De aceea este important ceea ce vedem și dușmanul știe asta. De aceea lovește în toate părțile ce se numește ochii minții, ochii inimii, percepția noastră. Chiar dacă suntem copii al lui Dumnezeu. Dacă fiind că suntem copii al lui Dumnezeu, înseamnă că vedem tot clar. Pavel nu s-ar fi rugat pentru cei din Efez. Mă rog mereu că Dumnezeu să vă deschide ochii inimii. Să vă lumineze ochii inimii. De ce s-ar fi rugat așa dacă faptul că sunt creștin, sunt copii lui Dumnezeu, totul este clar. Nu există niciun fel de orbire parțială, ca să zic așa. Cu data totuși ce ești mântuit, nu mai ești orb, ai primit lumină. Hai să zic, orbire parțială, adică ignoranță în anumite aspecte ale vieții creștine. Dacă ați fi orb, Domnul Iisus a spus, la cei care tocmai credeau că pentru că erau religios, pentru că aveau teologie, erau convins că nu puteau să fie orb. Și Domnul Iisus le spune, dacă ați fi orb, n-ați fi păcat. Dar ziceți acum, vedeți, de aceea păcatul rămâne. Vreau să-ți spun personal, am ajuns la concluzie că multe aspecte sunt orb și am nevoie de lumină de la Dumnezeu. Și până ochii mei nu vor vedea, inima mea nu va vedea pe Tatăl făcând, există lucruri care niciodată nu s-a pot să le fac. Deși potențialul există în mine, ca și fiul de Dumnezeu, ca și fiica de Dumnezeu. Potențialul este în tine. Ca și fiul de Dumnezeu, potențialul este în tine. Dar până nu vei vedea, ochii tăi nu vor percepe anumite lucruri, va fi imposibil pentru tine să faci ceea ce potențialul există deja în tine, dar nu este activat. Dumnezeu să te binecuvânteze.